Descinderea făcută de consiliera USR Ana Munteanu împreună cu jandarmii în restaurantul unui hotel din Timișoara a fost un abuz. Este concluzia care se desprinde din raportul Corpului de Control al Ministrului de Interne după o verificare cerută de Lucian Bodem. Prefectul de Timiș și șeful jandarmeriei județene și-au depășit atribuțiile, iar echipajul care a participat la acțiune nu a acționat corespunzător. Ovidiu Vărădeanu ne dă mai multe amănunte. Ovidiu, te ascultăm. Corpul de control al Ministerului de Interne a ajuns la Timișoara după ce în mediul online au apărut două clipuri video. În primul, organizatoarea acțiunii, consiliera locală USR Ana Munteanu, se filma și dădea indicații unui echipaj de jandarmi în incinta restaurantului unui hotel din Timișoara pentru a prinde într-un așa zis flagrant câțiva tineri care luau masa în interior fără a fi însă cazați. Și asta în condițiile în care Timișoara era în acel moment în carantină. Cei patru actori erau, de fapt, prietenii ei. În al doilea clip video, aceeași consiliere locală își punea cenușă în cap pentru acțiunea făcută împreună cu jandarmii și arăta cu degetul spre alți membri ai USR Timiș care i-ar fi aprobat această operațiune. În urma verificărilor Corpului de Control s-a stabilit că prefectul de Timiș, care s-ar fi numărat printre organizatorii acestei operațiuni, a aprobat ca două angajate din cadrul instituției să participe la realizarea flagrantului. Mai mult, prefectul Zoltan Nemet, numit din partea USR, nu a respectat procedura legală și l-a sunat direct pe șeful jandarmilor timișeni, cerându-i să trimită un echipaj care să o însoțească pe colega lui de partid în acea acțiune. De partea cealaltă, șeful jandarmilor din Timiș este acuzat că și-a exercitat defectuos atribuțiile și mai mult, când a aflat ce s-a întâmplat, nu a declanșat verificări în acest caz. Ana Munteanu, consiliera locală care a organizat acțiunea, a scăpat deocamdată doar cu o sancțiune politică, fiind suspendată timp de un an din USR. Ea a rămas în continuare în Consiliul Local, deși s-a cerut demiterea. Și asta pentru că solicitarea de suspendare poate fi făcută doar de prefect.